Asociației Municipiilor din România. Lasă-mă în pace! Liniștește-te, nu ți-a făcut nimic, poate te place. Ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic, poate te place. Ce urli așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Poate te place. Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghiseul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghiseul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghiseul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghiseul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să ne ridicăm pentru intonarea inimii de stat. Mulțumesc presei, atâta presă, televiziune, n-am văzut de mult la ședință. Aveți ceva premoniții cumva sau ceva? Doamne ferește! Eu mă bucur că sunteți atât de mulți prezenți, televiziune, presă, înseamnă că ședințele de Consiliu Județean au o importanță deosebită, nu pentru dumneavoastră, numai pentru dumneavoastră, pentru presă, pentru toți cetățenii. Și vă mulțumesc că avem posibilitatea ca ședințele noastre să fie preluate prin intermediul nostru și văzute de către toți cetățenii care doresc să vadă ceea ce se discută la Consiliul Județean. Întrucât sunt prezenți un număr de 31 de consilieri județeni, la care s-au adăugat președintele Consiliului Județean, potrivit articolului 180 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarului general al județului pentru supunerea la vot procesul verbal din ședința precedentă. În conformitate cu prevederile articolul 138 alineatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședință extraordinară din data de 19 aprilie 2024. Mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu? Deci, un proces verbal bine întocmit. Vă rog, domnul Daniel, mai departe, dacă vreți eu. În conformitate cu prevederile articolului 135 alineat 8 din codul administrativ,
Am suplimentat turnia de zi și de asemenea, tot potrivit codul administrativ și statutul a fost proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale a Monumente și Promovare Turistică a Județului Medoara a fost retras. Vă mulțumesc! Ordinea de zi a fost transmisă tuturor, o cunoașteți, a fost dezbătută și în comisie și ca atare supun votul nostru proiectul ordine de zi așa cum a fost modificat. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. Domnul Daniel. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votul dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare, de rapoarte de specialitate ale compartimentului de resort și avizele comisiei de specialitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi, trecem direct la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcție a senatorului de pe fiziologie Giorgiu. Punctul de vedere a comisiei de specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul nostru proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu mulțumesc. Adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea, solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Comunei Râul de Mori în domeniul public al Județului Medoara în scopul realizării proiectului de interes public județean, reabilitarea drumurilor județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Medoara, tronsonul de reabilitat DJ-686 de la Sfântă Maria Orlea DN-66 pe Bana Răușor de la kilometru 000 la kilometru 27+500. Punctele de vedere a comisiei de specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vreau să vă spun câteva cuvinte, că iată că și acest tronson de drum, pe o lungime destul de mare, de la kilometru 0 la Cabana la Ușor, la kilometru 27+500, va fi trecut la reabilitare și sperăm că anul acesta va fi și rezolvat. Dacă e cineva că totuși mai dorește să spună ceva sau poate mulțumește care va fi să face drumul ăsta, nu e interesat nimeni. Supun votul nostru, proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție a Centrului de Cultură și Artă a Județului Medoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu, dați-mi voie să-l felicit eu pe directorul Centrului de Cultură și Artă a Județului Medoara, domnul Ciprian Roman, și cred că merită să-l și aplaudați și dumneavoastră pentru tot ce face în acest domeniu. Este un om deosebit și numai ultima întâlnire pe care ați avut-o cu o săptămână de zile, duminica trecută, a fost de o importanță deosebită, să zic eu. Ați reușit să adunați sute de oameni la comemorarea celor 22 de ani de când renumitul nostru doinitor, Dragan Munteanu, a trecut la cele veșnice. Vă mărturisesc că am fost impresionat, s-a dus o parte a presii, cred că, care era pregătită să mă critique. N-au avut, nu că n-au avut curajul, n-au avut obiectul criticii, fiindcă spunea un mare realizator de televiziune, nu-i dau numele că pur mă fac prea mare, spunea ce am venit cu două zile înainte să văd dacă v-ați ținut de cuvânt ce ați promis în 2000.
23, pe dealul cornetului, când v-ați urcat pe scenă. Și am văzut că ați realizat, adică ce ați aprobat și dumneavoastră știm cu toții, asfaltarea drumului până dincolo de casa lui Drăgan Munteanu, în comuna Bunila. Este un lucru deosebit, iar ceea ce a făcut domnul Ciprian Roman a fost de excepție. Portul popular și obiceiurile din zona pădurenilor ne lasă impresionați, de profund impresionați pe toți și cred că toată lumea și-ar dori și multe țări și-ar dori să aibă asemenea zone etnografice cum avem noi. Vă mulțumesc! Supun votul noastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean, de transport persoane prin care curse regulate în area teritorială de competență a județului Hunedoara și atribuirile licențelor de traseu pentru unii operatori de transport. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Brănescu. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea... Vă rog, doamna consilier. Nu mă întrebare. Aș vrea să știu dacă și acești operatori de transport care vor semna acum contractele vor avea ca și firma BV Drasler de la Brad lipite afișe electorale pe ele, pe teren. Asta vă rog să-i întrebați pe ei. Și chiar vă indic, și e bine că e televizată această ședință, întrebați-i pe ei, nu pe mine. Poate dumneavoastră le-ați indicat să pună afișe. Noi nu le-am indicat. Dacă un transportator sau un cetățean oricare care vrea să își pună o afișă, un afiș cu cineva, poate să-l facă. Nu este. Așa că întrebați-i pe ei, ori înscris, n-am știut că dacă puneați această întrebare, vă mărturisesc sincer că aducem la fața locului. Da? Puneți-l o întrebare, eu vă dau săptămâna, mâine nu că sunt plecat, dar luni vă dau adresa lor dacă vreți să le transmiteți înscris întrebarea. Deci nu pot să răspund eu pentru ceea ce face fiecare transportator. Fiecare face ce vrea. De exemplu, eu pe mașina mea pot să pun pe domnul Mutulescu. Și să umblu... Vă mulțumesc! Să umblu în tot județul cu poza lui domnul Mutulescu. Îmi place de dânsul, prieten cu mine. Ce aveți? Aveți ceva împotrivă? Am folosit cuvântul domnul Mutulescu să nu spun că pun o doamnă, că probabil atunci vă supărați restul, că de ce nu le pun pe toate? Deci, altă întrebare dacă mai este. Dacă nu supun votul noastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Parcă și în Cala ne-am văzut, nu știu ce firmă cu poză pe mașină, dar nu m-a interesat. Dar erau pe o basculantă, parcă, puse. Ca să vadă mai înalte, sigur. Dar, știți, sunt omul care chiar nu mă uit la lucruri mici, minori, la lucruri mici. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Comisia de Concurs Examen și în Comisia de Soluționare a Contestațiilor pentru Ocuparea Funcției de Director Medical și Director Financiar, contabil la Sanator de Pneumofiziologie Brad. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Stimați colegi, primele 4 articole din proiectul de hotărâre se vor vota prin vot secret și vă rog să faceți propuneri. Domnul președinte, îmi permiteți următorul, cred că e tot cu vot. Nu putem... Să le comasăm. Nu? Haideți să-l facem, pentru că sunt multe și se... Numai alegerile se comasează. Să nu așa. Hai. La acestea sunt 4 articole. Articol 1, 2, 3 și 4. Toate merg prin vot deodată. Deci toate merg prin vot deodată. Vă rog să faceți propunere. Deci vorbim de punctul 5 pe ordinea de zi. Da.
O să propun specialiști din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean, de la Comisia de Concurs, doamna Josan Carmen Daniela, iar pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor, pe domnul Toncean Blaga Bogdan Tudor. Mai departe? La concursuri. Dacă sunt și alte propuneri. Da. Dacă nu sunt alte propuneri, vă rog să pregătiți buletinele de vot. Pentru articolul 2. Pentru tot de bani? Da. Doamne, ești pregătit total. Felicitări. Harmi. Ca să aibă de lucru colegii de la Consiliul Județean cei doi. Vă rog să pregătiți buletinele de vot și trecem la vot. Doamna consilieră, vă mai dau până când se fac buletinele de vot, vă mai dau un răspuns. Am înțeles că la orăștie voturile unui candidat stau la dispeci, afișele unui candidat stau la dispecer. Așteaptă să le schimbe, să le rotească. Foarte bine. Să le rotească. Cred că pun PSD-ul, va pun PNL-ul. Deci, vedeți? Deci iată că... Dar nu-i treaba mea cum le rotesc. Domnule președinte, dacă îmi permite să invităm colegii consilieri județeni pentru vot. Că sunteți atât de convingătoare, da. Da, vă mulțumesc. Invităm colegii consilieri și începem cu domnul Arion Viorel, doamna Angalita Lenuța, domnul Bădin Ion. Vă rog să luați loc. Dau cuvântul secretarului general pentru a prezenta procesele verbale privind rezultatul votului. Comisia a procedat la numărarea voturilor. În urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Nedoara în Comisia de Concurs și Examen pentru ocuparea funcției de director medical la sanatoriu Brad, propune Josan Carmen Maria Daniela, 23 de buletine de vot valabile exprimate, voturi pentru doamna Josan Carmen Daniela, 32 de voturi. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, 32 de voturi, mă scuzați. Al doilea proces verbal, comisia a procedat la numărarea voturilor numai exercitate de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Comisia de Soluționare a Contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical. Propune Toncean Blaga Tudor Bogdan, 32 de voturi valabile exprimate pentru domnul Tonceanu, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către Consiliul Județean a votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Nedoara în Comisia de
soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil la sanatoriu Brad. Propuneri domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan. 32 de voturi valabile exprimate, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Comisia proceda la numărarea voturilor, urmă exercitat de către Consiliul Județean a votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Medoara în Comisia de concurs examen pentru funcția de director financiar contabil la sanatorul Brad. Propune Josan Carmen Daniela, 32 de voturi valabile exprimate, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Astfel a fost aprobate articolul 1, 2, 3 și 4 din proiectul de hotărâre. La articolul 5 supun votul dumneavoastră prin vot deschis. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă, dacă nu, mulțumesc, adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului membrului fondator Județul Hunedoara în adunarea generală a Asociației Clubul Sportiv F.C. Corvinu Hunedoara 1921. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Doamna Ștefănie? Aviz favorabil. Doamna Dobra? Aviz favorabil. Primul articol din proiect se adoptă prin vot secret și ca atare vă rog să faceți propunerea. Domnul președinte, pentru această nouă colaborare care o să avem, asociere de fapt cu Asociația Clubul Sportiv Corvinu Hunedoara 1921, grupul de consilieri PSD îl propune pe domnul Filip Cosmin. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu mai sunt, vă rog să treceți pe buletinul de vot. Da. Domnul președinte, dacă vă rog să mai îmi dați voie să mai intervin și să îmi reamintesc și să vă spun o amintire. Acum 45 de ani eram membru al Consiliului de Administrație al F.C. Corvinu din partea tineretului de atunci care era și tot în 1979 a fost anul când Corvin a luptat pentru revenirea în divizia. Felicitări pentru... Felicitări! Vreau să vă mulțumesc tuturor consilierilor județeni pentru că dumneavoastră și împreună cu mine am adoptat o hotărâre prin care Consiliul Județean Hunedoara am intrat în parteneriat cu Primăria Municipiului Hunedoara și cu 3 firme și astfel putem această echipă deosebită, acest club, să poată să pregătească pentru prima ligă. De asemenea, trebuie să-i felicităm din tot sufletul pentru că au ajuns, este ceva istoric ca o echipă de Liga a doua să bată 3 echipe de Liga I consecutiv și cu șanse mari de a câștiga și Cupa României și să le urăm succes de pe acum. Vă rog să trecem la vot. Just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Să vedem oameni fericiți, iar asta le face medici buni. Energie, vitalitate, sănătate. Catena vă urează Paște fericit. Energia inimii, Catena. Vă rog să luați loc.
Dau cuvântul secretarul general județului pentru a prezenta procesul verbal. Comisia a procedat la numărarea voturilor. În urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea reprezentantului membrului fondator județul Nedoara în adunarea generală a Asociației Club Sportiv FC Corvinul Nedoara 1921, propune domnul Filip Cosmin, numărul de consilieri județeni prezenți la ședința 32, au fost exprimate 31 de voturi, din care 30 de buletine de vot valabile exprimate, un buletin de vot nul. Pentru domnul Filip Cosmin au fost exprimate 30 de voturi pentru și un vot împotrivă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Vă mulțumesc, dragi colegi! Astfel a fost adoptat articolul 1 din proiectul de hotărâre, articolul 2 îl supun prin vot deschis. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Adoptat. Stimați colegi, v-aș ruga să suspendăm pentru câteva minute ședința. Avem un ceva mai deosebit. Cred că sunteți de acord. Domn director, să fiți bineveniți la noi. Poate îl cunoașteți pe domnul director general de la ADR Vest, domnul Sorin Maxim. Domnule director general, avem deosebită plăcere să vă avem astăzi în mijlocul nostru. Sunt convins că ați venit cu niște vești bune, așa cum de fiecare dată o faceți pentru județul Nedoara. Eu vă mărturisesc că mă cunosc cu domnul director de peste 24 de ani. Chiar 5, nu? Chiar 25 de ani. Dar n-am reușit nici măcar o dată să ne certăm. Și din potrivă să colaborăm extraordinar și îl felicit pe domnul director general Sorin Maxim pentru tot ceea ce face în calitate de director general la ADR Vest și pentru modul cum se zbate pentru a obține proiecte pe fonduri europene pentru cele 4 județe care facem împreună ADR Vest. Încă o dată, domnule director, bun venit în județul Nedoara. Vă mulțumim și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați acceptat să oprim, să opriți ședința. Îmi cer scuze dacă cumva am, să spunem, am interferat cu anumite subiecte. Dacă sunt vești bune, putem să întrerupem pentru o oră, dacă sunt vești bune. Și dacă vreți să veniți în fiecare lună, te vreți să întrerupem de fiecare dată. Da, mulțumesc. Într-adevăr, evident că vestea este bună, ca întotdeauna noi avem vești bune, când nu avem vești bune, ne străduim să le ajustăm. Suntem astăzi aici prezenți pentru, evident, pentru a semna un contract, dar înainte de a semna contractul și a intra în detalii, vreau să spun câteva cuvinte vis-a-vis de activitatea agenției. După cum știți, pe fostul program care se închide sau s-a închis la final de an, dar mai sunt câteva proiecte care urmează să fie închise, am avut o absorție de 143% la nivel de regiune și mulțumesc. Evident, absorția au făcut-o beneficiarii, noi am fost doar alături de ei. Pot să spun, întrucât întotdeauna m-am ferit să fac clasamente, județul Nedoara stă foarte bine din punct de vedere al proiectelor pe care le-a implementat, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de celelalte orașe și municipii care sunt ca principali beneficiari la nivelul programului nostru, prin tot ce înseamnă, să spunem, zona de dezvoltare urbană, mobilitate, patrimoniu și sănătate, educație și alte componente. Chiar de curând a fost dat în folosință și inaugurat ambulatoriu de la Spitalul Județean. Sunt foarte multe proiecte, nu vreau să intru în detaliu, dar pe actualul program, așa, în câteva cuvinte, vă spun că avem o alocare de 1,18 miliarde de euro.
alocare care a fost lansată în proporție de 60%, respectiv 700 de milioane de euro au fost deja lansați. Avem contracte în valoare de 300 de milioane de euro și deja ne apropiem de partea de plăți, pentru că am schimbat puțin abordarea. Contractele care conțin lucrări se depun la nivel de proiect tehnic, încercând să evităm o parte din birocrație. Și, de exemplu, acest contract de care discutăm astăzi aici, care este drumul județean 705A, Oroștie, Costești, Sarmice, Zeciuza, este un proiect care a fost depus acum mai puțin de 3 luni de zile. Și uitați, în aceste 3 luni de zile am semnat deja, pregătim semnarea contractului și mai mult decât atât, Consiliul Județean a avut încredere în acest demers și a lansat deja licitația de lucrări, urmând ca în perioada imediat următoare să semnăm contractul de lucrări, să și ne apucăm de treabă. Deci față de abordarea care am avut-o până acum, avem o mult mai rapidă implementare a proiectelor și credem noi vom reduce o parte din povara financiară, pentru că nu vom mai avea schimbări de soluție între studiul de realitate și proiectul tehnic, pentru că semnăm la direct la proiectul tehnic și avem valoarea integrală. Pe componenta de drumuri, ca să înțelegeți cum stau lucrurile, practic sunt 105 milioane de euro la nivel de regiune. Fiecare județ are câte un proiect într-o primă fază de finanțare într-o listă care asumă această sumă de 105 milioane de euro și mai avem o listă de rezervă unde la fel județele și județul Hunedoara are un proiect foarte important, drumul regelui, spune domnul președinte întotdeauna, legătura de la Vața către județul Arad peste munte, un drum foarte important care va fi adus la un stadiu de modernizare cu toate, să spunem, cerințele la nivel european. Practic, cele două proiecte vor cumula, cred că până la urmă, în jur de, sau aproape mai mult de 15 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că pe lângă această finanțare de 100 de milioane vom avea o supracontractare de 100%. Programul permite, după mai multe runde de lobby la nivel guvernamental, permite ca la nivel de componentă, cum este componenta de drumuri, să putem supracontracta cu 100%, dar nu mai mult de 50% de program, adică vor fi componente care vor avea, unele care nu vor avea. Evident, această componentă una e prioritară și o vom supracontracta în perioada imediat următoare. Practic, eu cred că în următoarele două luni vom închide și celelalte proiecte, pentru că sunt în fază de depunere. Acum revenim la proiectul de astăzi, dacă doriți dumneavoastră să faceți o prezentare, dacă spun câteva cuvinte. Discutăm de un proiect care, vă spuneam, a fost depus nu de foarte mult timp, care este deja licitat și are o suprafață de 17 km. Practic face legătura între Oroștie, Costești, Sarmice, Zeciuza, Regia, kilometru 200 plus 465. După cum poate cunoașteți, tipologia de finanțare la drumuri județene are ca principală țintă legarea comunităților sau obiectivele turistice, în cazul acesta, cu rețeaua europeană TNT, respectiv autostrăzile sau și alte tipuri de legături feroviare sau, mă rog, în cazul Dunării, cele navale. Aici discutăm de Coridorul 4 și autostrada A1. Evident, au mai fost investiții pe acest tronson, pe o mică bucată. Mai mult decât atât, finanțarea nu este doar o reabilitare de drum, este o modernizare care, pe lângă partea de portanță, va avea grijă și de partea de semnalistică și de securitate a traficului, inclusiv componentă de, să spunem, de protejarea mediului și de creere și plantare de perdere forestiere. Acolo, evident, fiind o zonă de munte, nu este foarte mare problemă, dar, în general, toate proiectele trebuie să țină cont de o regulă europeană care spune să nu faci foarte mult rău mediului și dacă, să spunem, undeva defrișezi, ești obligat să compensezi în altă parte. Și o altă componentă, la fel, este componenta de a încuraja transportul electric prin
instalarea de stații de încărcare, la fel piste de biciclete, parcări și zone de securitate, mai ales prin zona de traversare prin cadrul localităților. Valoarea totală a proiectului este de aproape 14 milioane de euro, 384, din care 3,5 sunt valoarea fondurilor europene. După cum cunoașteți, cofinanțarea pe care Consiliul Județean o depune este de 2% și va traversa 8 localități cu o estimare de maximă de implementare în 32 de luni. Pot să menționez localitățile, discutăm de Orăștie, Căstău, Beriu, Orțișoara de Sus, Orăștioara de Sus, mă scuzați, Bucium, Orăștioara de Sus, de Jos, Ludești de Sus și Costești. Practic, acestea vor fi legate. Discutăm de aproape 18 km de drum și 7300 de metri pătrați de acces la proprietăți, pentru că trebuie făcute acele traversări, 10 treceri pietonale iluminate, 38 de podețe și 6 măsuri de siguranță rutieră. Acestea toate, practic, fac parte din pachetul care va fi implementat și aici poate, dumneavoastră, dacă vreți să completați cu partea de situația contractului, pentru că m-am bucurat mult că ați lansat licitația și, practic, putem începe în această vară-toamnă deja implementarea. Cam asta ar fi, să spunem, din partea mea. Domnul președinte, dacă doriți să mai adaugăți dumneavoastră de alte detalii, vă rog. Mulțumesc mult, domnule director general, pentru această veste deosebită și vă mărturisesc la toți că asta e întâmplarea. Săptămâna trecută am fost pe la Beriu, cum mergeți și dumneavoastră, toată lumea, în campanie electorală. Prima întrebare care a fost pusă de 200 și ceva de cetățeni, când faceți drumul de la Costești la Sarmi-Segetuza? Le spuneam că într-o lună, două, vom putea începe. Le-am spus că licitația este făcută, dar mai așteptăm niște lucruri de la ADR Vest. Nu credeam atunci că le avem astăzi și vă mulțumesc din suflet și vreau să vă spun că nu a venit în campanie electorală. Vine de la un președinte penelist de la Arad la un președinte PSD-ist de la Hunedoara. Așa că nu-l putem acuza pe domn director de campanie electorală. A fost și la Arad, tot cu asemenea noutăți, a venit și la Deva și mă bucur din suflet că ați amintit dumneavoastră, fără să vă întreb eu, despre drumul regelui, în care noi, județul Hunedoara, precizez foarte clar, județul Hunedoara, suntem cu toate lucrările la zi. Așteptăm după colegii noștri în județul Arad să termine și ei. L-am depus proiectul și sperăm că nu în mult timp să avem și aprobările să începem și această lucrare deosebită. Despre acest drum am suportat, domnule director, foarte, foarte multe jigniri. Fel și fel de aplauze am avut. Bun înțeles, în ghilimele. Dar iată că Dumnezeu așa a dat, a făcut, ca să putem să începem și poate îl surprind pe domnul Costel Avram, dar îi place când primește dispoziții. O să-ți dau dispoziția aici, în plen, domnul Costel Avram, să dăm începerea lucrurilor începând cu data de 15 mai. Până în 15 mai să ne facem și noi tot ceea ce trebuie, că e puține vreme, și Paștele și tot, dar începând cu data de 15 mai, vreau să fiu, să văd pe teren eu personal că au început lucrările. Doamne ajută, vă mulțumesc, domnule director, și sper din tot sufletul că acest lucru este benefic pentru județul Hunedoara. Deci,
încă o dată vă mulțumesc din suflet și vreau să vă spun că, fără teama de a greși, ADR Vest este una dintre cele mai bune agenții de dezvoltare din țară. Eu mă bucur, ca și președinte al județului Îndoara, că facem parte din ADR Vest, deși sunt, să zic așa, în opoziție. Sunt doar un singur președinte PSD și 3 PNL. Dar vă mărturisesc ceva. În momentul când am început mandatul ăsta, zicea un președinte PNL de la Arad, domnul Cionca. Spunea așa, domnilor colegi, v-aș ruga să vă comportați cu domnul Nistor așa cum s-au comportat ei cu mine. Adică a fost și vremuri când eram 3 PSD și 1 PNL. Și am fost colegi, nu oameni politici acolo. Fiindcă la ADR Vest niciodată nu se vorbește de politică, ne împăcăm de minune, toți 4 președinți și împreună cu conducerea ADR, în așa fel încât când ieșim de acolo, vă rog să mă credeți că ieșim zâmbind, mulțumiți și de toate, orice lucru care poate se mai naște câte o problemă. O dezbatem între noi, se rezolvă, dar niciodată nu ieșim prese ca și lucru care nu l-am rezolvat. Asta este un lucru bun și încă o dată vă mulțumesc. Aș dori să vă urez din suflet sărbători fericite și liniștite și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate! Mersi. Sigur că chiar a fost un lucru extraordinar, chiar ne-a surprins, nu știam de azi dimineață de treaba asta. Doar cu o oră înainte a primit un telefon și ne-a spus că vine de la Arad, vine la noi. Nu ne-a spus cu ce, dar este un lucru extraordinar și cred că acum cei din zona Orăștiei, domnul Popa, puteți spune foarte clar acum că din 15 mai, domnul administrator public are dispoziție să dea ordinul de începere al lucrărilor. Și va fi o lucrare complexă, un lucru care, o lucrare care să modernizeze la cote înalte acest drum și să le dorim tuturor cetățenilor și nu numai turiștilor care vin în zona respectivă și merg până la Costești să aibă parte de un drum bun. Am fost acum câteva zile pe, repet, iarăși grob, tot de... Deci, de acum, numai răbdare, sigur că o să se nască și multe neplăceri. În momentul în care te duci prin sate și începi să sapi câte un metru adâncime ca să refaci o infrastructură ca lumea, se creează și anumite lucruri, disconforturi și de asta. Dar sperăm că cu multă calmitate, cu multă încredere, sperăm că trecem peste toate și într-un timp, așa cum a spus-o și direct, domnul director, să avem acest drum în funcțiune. Doamne ajută! Preluăm ședința. Cred că nu v-ați plictisesc că am întrerupt-o și aș vrea să o întrerupem în fiecare lună cu asemenea vești. Și mai ales că ne gândim că mai avem până în octombrie. Indiferent ce se întâmplă în 9 iunie, până în octombrie, tot lucrăm în formația asta. 7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Îndoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul 1-2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Dacă nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Adoptat. Proiect de hotărâre 8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul 1-2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănes. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă,
Nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare a Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara a unei construcții ce aparține domeniul public al Județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil și la acest proiect nu particip la vot. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul nostru proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Dacă se abține cineva. Nu. Mulțumesc. Adoptat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean la 31 decembrie 2023. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, nu sunt, supun votul nostru proiectul de hotărâre pe ansamblul său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 a hotărârii Consiliului Județean Hunedoara numărul 15/2023 privind aprobarea cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiare de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, precum și a costului mediu lunar de întreținere. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, nu sunt. Dacă supun votul nostru, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi repartizate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, domnul... Domnul președinte, vreau să se consemneze că nu particip la vot la acest punct. Mulțumesc. Faceți parte din... Clericale? Sau neclericale? N-am înțeles. Da, știu. Supun votul nostru, dacă nu sunt intervenții, proiectul de hotărâre pe ansamblul său, dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. Iată că ne-am pus bine și cu doamne, doamne. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii protocolului numărul 29.994 per 9.472 din 2024 de predare primirea unui teren din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul public al județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul noastră, proiectul de hotărâre pe ansamblul său, dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Județean Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Rusioan. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Dacă nu sunt, supun votul nostru proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Și cu acest prilej pot spune că cei care doresc să mângâie broaștele, le vor face într-un mediu ambiental deosebit, va fi iluminat și clădirea și de joi putem să trecem în fiecare zi la mângâiatul broaștelor. Cred că această investiție care le-a stat pe gât sau pe cap unora este făcută și se face într-un mod cu totul deosebit, profesional,
și cred că este bine făcută și trebuia făcută, este centrul administrației județului Hunedoara, prefectură, Consiliul Județean, și să avem în față un moment urât, nu cred că dădea bine. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție, crearea infrastructurii verzi pentru perimetrul ansamblului de exploatare mina Petrila. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu? Mă rog. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru inițierea acestor proiecte care reprezintă un prim pas în absorpția de fonduri europene pentru ansamblu istoric Mina Petrila, fonduri care vor duce și vor contribui la dezvoltarea Văinjiului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și vă promit că nu va fi singurul proiect, așa cum ne-am angajat în fața Consiliului Județean și în fața populației, vom face multe, multe proiecte pe acest ansamblu numit Mina Petrila. V-am mai spus-o și o repet, fostul ministru al energiei, când am cumpărat Mina Petrila, îmi spunea că să n-am de gând să o punem în funcțiune cumva. Nu se mai putea pune în funcțiune. Dar trebuie să facem tot ce este posibil, să facem foarte multe proiecte și să atragem foarte mulți bani europeni pentru această activitate. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, nu sunt, supun votul dumneavoastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție, regenerare și revitalizare urbană în perimetrul ansamblului exploatare Mina Petrila. Punct de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție, înființare, centru de creativitate și inovare, Robdis Hub, prin consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor C4, stația de ventilare centru 2, C12, casa de mașini, la schimb nou, C18, puțul nou cu schimb aflate în perimetrul ansamblului de exploatare a minei Petrila. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul dumneavoastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție modernizare DG 668A, Străin Sângeorgiu, DG 668, Chitid, Boșoror, Lucani, Pirsa, Costești, DG 705 ani, la kilometru 12+410, la kilometru 15+410. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, eu mă gândeam că doamna Chivu mulțumește pentru aceasta, că se fac... Da? Să mai fim împreună. O să fim? Bine. Doamne ajută! Supun votul dumneavoastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție al Spitalului Județean de Urgență Deva. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil.
Dacă sunt intervenții. Domnule președinte, la acest punct nu particip la vot. Vă rog. Domnule președinte, nici nu particip la vot. Da? Doamna Chivu? Nu știu dacă a plecat sau nu domnul manager, dar voiam să vă aduc chiar în atenție problema de la Călan. Din ce am văzut pe organigramă, pentru punctul cupul de la Călan, sunt doi medici, amândouă posturile fiind ocupate. Noi, în momentul ăsta, avem un singur medic la Călan. Dacă ar fi să vină altul, nu poate să dea concurs pentru că postul este ocupat. Și voiam să știu care e exact situația, de ce nu se mai mișcă nimic în direcția asta. Cred eu că este cel mai corect să-i dau cuvântul managerului Spitalului Județean și să ne spună. Da, dar sunt două posturi. Mai aproape de microfon. Sunt două posturi, sunt doi medici. Doar că unul este la Teva, care în luna viitoare o să meargă la competență un an pentru medicină de urgență. Și atunci rămâne tot un medic la Călan. Deci nu am cum să vacantez în condițiile în care medicul care Dobărița Opriș este pe partea de la... Să o transfer unde? Dacă o transfer, trebuie să o transfer cu postul tot. Și rămâne un singur post. Domnul manager, să luăm în considerare și într-un viitor cât mai scurt să găsim posibilitatea ca și la Călan să avem doi medici. Este greu, cu unul este greu să faci față. Și trebuie să fim obiectivi. Deși este aproape de Hunedoara, la 10 km. Dar de ce, dacă este posibilitatea să facem în Călan, de ce să mai trimit oamenii până la Hunedoara? Să găsim posibilitatea, de aia trebuie să ne punem capul la gândire. Nu ținem capul numai să nu ne plouă un gât, să mai și gândim cu el și să facem treaba. Aveți tot sprijinul meu. Vă rog. Problema mare este cu medicii de urgență, fiindcă sunt foarte puțini în statul de rezidențiat și nu numai noi, dar nu găsim nici pentru urgență de EVA, că am scos 3 posturi și n-au venit, nici pentru Călan, nici pentru Ilia. Nu are nici unde, doar e o problemă de medici. Revenim în fiecare lună scos posturi la concurs la urgență. Odată și odată tot careva poate își găsește apetitul de a veni spre Deva. Hai să facem. Să nu stăm, facem un concurs acum și peste 3 luni altul. Hai să facem lună de lună concurs, că nu se știe de unde se ivește un medic care probabil n-ar fi citit pe site-ul vostru că este concurs pentru medici la urgență și poate găsim ceva. Sigur că și eu de acord cu dumneavoastră. Nu putem să desfințăm urgența de la Spitalul Județean să nu aibă complet pe urgență, fiindcă este Spitalul Județean de urgență și vin din tot județul, toate cazurile grele se trimit la Spitalul Județean de urgență din Deva. Dar nu ne împiedică cu nimic să avem și la Călan și la Ilia. Mulțumesc, domnul manager. Alte intervenții dacă sunt? Da, doamna Chivu. Doar o completare. Să știți că eu am avut niște informații de la urgență de la Călan, în care atunci când au funcționat în formulă completă, să știți că foarte undeva la 90% din cazuri n-au mai plecat mai departe și au degrevat astfel și spitalul de la Hunedoara și spitalul de la Deva. Deci nu-i că nu folosește. Aveau 3-4 mii de pacienți, dintre care poate 100-200 mai plecau mai departe cazurile cu adevărat grave. Celelalte erau rezolvate acolo. Mulțumesc. Am înțeles și v-am promis și eu și domnul manager că ne ocupăm de treaba asta. Încă o dată repet, îmi doresc ca aceste cabinete de urgență și la Călan și la Ilia să funcționeze. Ilia, de la intrare în județ și până la Ilia, toți vin acolo, la Ilia, la urgență. Călanul la fel. Dacă avem urgență la Călan, de ce să mai ducem oamenii la Hunedoara să cazurile grave și deosebite? Sigur că o să vină spre Spitalul Județean din Deva, dar cazurile care se pot rezolva la Călan, să putem acolo. Mulțumesc mult! Mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său, dacă sunt voturi împotrivă. Nu, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc! Adoptat! 20. Proiect de hotărâre privind însușirea patrimoniului județului Hunedoara a bunului rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție restaurare Castel Nopcea, Sasăcel,
Comuna Sfântă Maria Orlea, județul Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Avis favorabil. Doamna Dobra. Avis favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 la SECE APA Pro Deva, S.A. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Avis favorabil. Domnul Petruș. Avis favorabil. Doamna Dobra? Avis favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, vă rog, doamnă Chivu. Eu aș vrea încă o dată să întreb, care sunt prioritățile prin care domnul director APA Prod își dorește să scadă pierderea din rețea, astfel încât, am văzut că avem profit, poate ar fi bine dacă se vor face investiții astfel încât rețelele să nu mai fie atât de mult pe pierdere, să putem scade puțin prețul la utilități în viitor. Să scădem presiunea de pe cetățean, pentru că au crescut foarte mult și o companie de utilitate publică nu trebuie tratată ca un SRL să aibă neapărat profit cu orice cost. Domnul director general, vă rog. Da, răspund eu, chiar dacă fac acum precizarea că nu voi vota la acest punct, n-aș fi participat nici la dezbatere, dar să spun, e vorba de situații financiare și întrebarea e legată de pierderile volumetrice de apă. Impactul pierderilor la care faceți referire este de aproximativ 1,5%. Cam asta e ponderea pierderilor volumetrice de apă în prețul financiar al metrului cub de apă. Avem un program, spun eu, complex de reducerea acestor pierderi, pornind sigur de la înlocuirea rețelelor, rețele de peste 50 de ani care categoric pierd volume de apă și mergând până la instrumente moderne de detectare a acestor pierderi. Vreau să spun că anul trecut, da, asta a trecut așa cumva pe lângă noi, echipa APA Prod a câștigat locul întâi pe țară, cea mai bună echipă de detectare a pierderilor din România. În modul ăsta muncim, avem un plan de afaceri care spune că în anul 2026 vom ajunge cu pierdere la apă la 25-26%. Nivelul actual de pierderi este la un nivel, să-i spun așa, quasi general același în România. Că discutăm de Deva sau de Cluj sau de ce oraș doriți dumneavoastră, cam pe aici se situează nivelul pierderilor. Dar, repet, și cu asta închei, impactul, dacă pierderile ar fi zero, ceea ce nu există niciunde în această lume, prețul ar scădea cu 1,5%. Da, muncim și pentru asta. Mulțumesc. Dar spuneți, vă rog, și nivelul pierderilor, dacă tot ați adus asta în discuție, procentual. De la Cluj, la Deva, la unde doriți dumneavoastră, nivelul pierderilor este de aproximativ 48%. Conținând și consumuri tehnologice, dar campania asta de reducere a pierderilor, în primul rând, asta, așa ca să ne lămurim, e pentru conservarea surselor de apă. Astăzi poluarea, contaminarea ne poate duce, dacă nu avem grijă de aceste resurse, la insuficiența lor. Asta e nivelul de pierdere, dar și consum de spălări de filtre, spălări de rețele și ceea ce înseamnă pierderile tehnologice. Eu la ora actuală, dacă eram director general la APA Prod, îi răspundeam doamnei consilier județean și în felul următor. Doamna consilier județean, să știți că județul Hunedoara are acum la data la care vorbim, în implementare, un proiect de 180 de milioane de euro fără TVA. Tocmai pentru repararea conductelor de aducțiune apă potabilă și repararea
conductelor de de canalizare. Faptul în sine că avem acest proiect și se va face în nordul județului. Felicit Valea Jiului și îl felicit pe Costel Avram că acum 3 ani de zile am încheiat în Valea Jiului un asemenea proiect și am fost primul județ din România care am încheiat un asemenea proiect pe fonduri europene de 124 de milioane de euro. Deci iată că, sigur că domnul director a fost mai timid. Trebuie să fiți mai bătăios un pic, fiindcă ce ați făcut, ce ați atras aceste fonduri europene, sunt datorită rezultatei muncii voastre. Și este strigător la cer când mai auzi pe unii politicieni că mărim salariile, dăm nu știu ce dividende pentru ei, de-aia crește prețul apei. Nu, domnilor colegi. Prețul apei este stabilit în toată țara cum crește, nu o să fim noi mai mari ca în alte părți. Prețul apei stabilește, fiindcă prețul la energie a crescut, prețul la utilaje crește, deci nu putem toți să scădem. Dar n-a crescut prețul apei în județul Nedoara nici la valoarea unei cafele. Atenție! Așa că cu politica asta să o lăsăm mai aparte decât să tot mințim. Că probabil minciuna este specifică politicienilor, dar trebuie să mai spunem și lucruri adevărate. Dacă anul acesta ne apucăm de implementarea acestui proiect deosebit de mare pentru tot nordul județului, de 188 de milioane de euro fără TVA, atenție, și terminăm această lucrare, va fi deosebită. Astăzi, în Valea Jiului, te uiți pe un perete la un ecran mare și vezi în orice clipă dacă sunt pierderi, dacă scade nivelul de apă din lac, dacă e ceva intervenție pe undeva, pe la o casă și ceva, așa va fi și în restul județului. Dar, sigur că nu le poți face toate deodată. Și dacă le făceam toate deodată, nu mai aveam ce să spun acum când candidez. Dar acest proiect, ne luptăm cu el, pe care l-avem și îl implementăm peste câteva luni, sunt în licitație, nu l-am făcut pentru campanie electorală. Când ne zbatem cu acest proiect de 2 ani de zile, până am obținut fonduri, până am făcut licitație, deci lucrăm de 2 ani de zile ca să facem un proiect deosebit. Un asemenea proiect, cum l-am făcut împreună cu specialiștii de la APA Prot și specialiștii mei de aici, din Consiliul Județean, nu-l faci într-o lună, în 2, în 5, în 10 luni. Durează și, bun înțeles, că și implementarea proiectului ca atare mai durează un an, doi, dar după ce-l avem, putem să spunem că, exact ce a spus doamna Chivu, nu mai putem să ne lăudăm cu pierdere. Ci, dimpotrivă, atunci spunem, nu vom avea pierdere. Dacă vreți să vă dau un exemplu, vă cruciți. Câți metri cub de apă intră și câți metri cub de apă se plătesc de către un UAT. Restul, ce se face? Sperde. Asta este. Da, sperăm că și acest proiect să-l ducem la bun sfârșit, în așa fel încât să elimine. Nu pentru noi, pentru mine că sunt președinte sau dumneavoastră de consilier județean. Pentru cetățenii acestui județ care ne-am asumat și ne asumăm niște responsabilități și trebuie să le facem. Dacă mai sunt alte intervenții... Domnule președinte, Andrei Socaci, vă rog să se consemneze că nu particip la acest punct. Am înțeles că vreți să intervin. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da. Dacă nu mai sunt intervenții... Sper că ați reținut și la mine să consemnez, da, că nu votez. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Nedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții anexe la buget. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat.
23. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Dora, rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanțare a cheltuielilor de secțiune de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Dora pe anul 2024. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu SOT, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. Și ultimul punct, 24, proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare Turistică a județului Hunedoara și a construcției stației de salvare ce aparține domeniul public al județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil și nu particip la vot. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Supun votul. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Nu sunt. Supun votului noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu SOT. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc. Am impresia că suntem cea mai puternică coaliție din țară. Numai pentru nimeni nu votează împotriva. Asta este când începem un nou mandat, stăm cu minți acum. Mulțumesc. Și ultimul punct, stimați colegi, întrebări și interpelări. Cine dorește? Dacă nu sunt, înseamnă că este bine. Nu încheie ordinea de zi până nu vă anunț un lucru deosebit. Stimați colegi, în data de 9-10 mai avem Conferința Internațională Avrameană. Se împlinesc 200 de ani de la nașterea eroului nostru, marele om Avrameancu, și facem această conferință internațională și vă invit să participați cu drag și cu mult interes. Vă anunț că participă 10 academicieni din țări străine care să vorbească despre viața și activitatea lui Avrameancu. O facem împreună cu Academia Română, împreună cu Universitatea din Cluj, în special domn profesor Bolovan și domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Cop, se implică foarte mult în această acțiune și cred că suntem mândri că avem asemenea personalități la o asemenea conferință. Rugămintea mea, toți consilierii, cu familie, cu cine aveți, puteți să veniți. Vedeți că intrarea nu este cu bani. Intrarea este gratuită. Dar de multe ori, de câte ori am văzut intrări gratuite, sala era cam goală. Eu sper că niciun consilier județean să nu lipsească, mai ales că este vorba de interesul nostru pentru marele nostru erou, Avrameancu. Dacă mai sunt altceva, alte întrebări? Dan, spune domnul Costel, vreau să vă transmit și ora. 9:30 la Teatrul Rindeva, aici în sală, și sper ca sala să fie neîncăpătoare. Aviz celor care trebuie să vă urmăriți aceste activități, această desfășurare, să fim cu adevărat gazde bune și să se ducă vestea că în județul Hunedoara chiar se fac acțiuni deosebite. Dacă nu mai sunt întrebări și interpelări, declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc din suflet pentru participare și având în vedere că până la Paște, de Sfintele Sărbători de Paște, nu ne mai întâlnim, vă doresc de acum un Paște fericit la toată lumea, multă, multă sănătate și împliniri la toată familia dumneavoastră, la toți cei dragi, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, Doamne ajută și să ne vedem cu bine.
Primiți în sufletele voastre lumină și iubire. Catena vă urează Paște fericit. Farmacia inimii Catena. Supercom angajează ingineri de mediu. Experiența în domeniu constituie un avantaj. Cei interesați pot depune CV la sediul Supercom de la Peștiș numărul 21A. Detalii se pot obține la telefon 0747 792 085. Bucurați-vă de natură! Fiți sănătoși! Catena vă urează sărbători minunate! Farmacia inimii Catena. Am venit și eu de la magazin, am cumpărat o pâine. Oh, dar ce cum? Pâinea asta, talon? Ceva promoție. Cumperi 5 pâini și îți dă una gratis. Asta e a cincea pâine, mâine luăm una gratis. Matei, asta e cea mai bună pâine de la Peștiș. Trăiește curat! Colectează separat! Supercom susține campionii! Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează.